Salut tuturor și bine v-ați găsit la episod. Astăzi vom reacționa. Era să zic ne vom juca. Vom reacționa la nu apă. Orice, dar nu apă. Să-i dăm drumul. Bună, sunt Mari, am 37 de ani și sunt cocheta casei. Sunt croitoreasă. Nu am făcut cursuri, dar am învățat la servici cu Cum naibii să nu faci cursuri și să înveți? Asta nu înțeleg nimic. Mai mult șalopete, halate, pufoaice, veste. Halati. Am un soț care mă iubește foarte mult. Foarte mult mă iubește. Dacă urăști apa, cum naibii să te placă? Soțul meu, deci pot să zic că mă ține în puf. Soțul meu are o boală la curățenie, are o boală. Să se ducă la doctor. Eu în general nu prea, pici fusăi, pici nu fusăi. Mai așa, salarul meu soțul nu-l vede. Pentru că eu pe astea mi-l cheltui, pe haine, pe... Mi se pare că a văzut și eu pe asta de la apă în realitate și chiar a aruncat o sticlă de apă. Încălțăminte plus banii lui, mărgeleturi, cum îmi zice omul, mărgeleturi, hainării, îmi place ținuta. Ce pâine sunt alea mărgeleturi? Lăsați în comentarii. Să fiu elegantă de jos până sus. Să fiu eu așa, frumoasă, să... Cum sunt? Scuzați-mă, dar nu pot să mă abțin. Mai bine ești urâtă. Suntem frumoase? Deloc. Tu ești urâtă ca tactul. Simi e frumoasă ca mine. Ei îi place să fie tot în față. E urâtă ca... tine. Fă. Ca mine, așa... Machiajuri stricte, așa stridente, buzele așa să se vadă. E mai așa, mai puțin mai făcut. Deșteaptă, mai frumoasă, mai inteligentă. Lăsa. Da, mai deșteaptă, mai frumoasă, mai inteligentă. Prima dată când l-am văzut eu pe Florin, vorbea cu o colegă de-a mea. Ai, și îmi plăcea de el, era tuns, grăsuț, așa frumos, înalt, exact cum îmi plăcea mie. Mie îmi plăcea de el, el era cu aia și apoi tu la măgă. De ce bea vin? Vorbeam noapte de noapte, ori întregi. Și după ce ne-am distrat și la ore ne ducem și acum și... Dar ce ăla era bătrân de nu știu câți ani și asta zici că are 4 ani. Joc, fac capete de horă, kiwi. Îmi place distracție enorm de mult. La nebunie. Mă lasă Florin să joc și cu băieți. Fără distracție, nu se poate. Cu datoria m-a topit. Pa. Să te topească, să te rog la Iisus să vină iarna. Eu mai fac rate fără să fie el de acord, dar după aia plătește. Are un obicei foarte prost, bulende. Asta e viața ușoară. De ce are apă și dacă se numește nu apă, atunci de ce bea apă? Bună, sunt... Trebuia să pun pauză, că am dat din greșeală la altceva. Ușoară. Ah, și să dormi. Băi, îți fac riduri. Să mă gândesc la voi în fiecare zi, mami. Oh, că nu prezi 10 ani. Nu mai am de fata de obitoacă. Nu am fost plecată de lângă. Ce a zis, bă, de obitoacă? Păi dacă urăște apa, chiar e de obitoacă. Fete, și o să-mi fie foarte greu. Pa, la revedere, viața mirată, ziua bună. Să fiți cu minți. Da, da. Plânge, bă, da. Plânge și da. Vitele, județul... Să nu beți apă. Păi bea apă. Că după aia moare. Teleorman. De la suc fac ani. De la suc face tot carcer. Ba da, e o zonă... oribilă. Deci aia fac focul numai cu coceni. Mai mult. Bine, nu chiar toți. Am nimerit la bloc. Un toc îl bag, un toc îl scot. Urcăm niște scări. Asta că chiar a rimat. Am ajuns la bloc. În tocul scot, cotul bag, nu mai știu ce. Hai să nu dau și jos. Să mai râdă România de mine. Copii mici. Băiețel. Oh, vilelel, mami, el, doamne. Am nimerit. Ce pui mea, pupa, papucu? Lila băiețel, foarte mult mă bucur, da. Doamne! Fructele nu sunt împitulate. Da, văd și lactate și o da. Ce în frigider ar trebui să nu gătesc deloc, că mie mi-ar ajunge.
Nu apă. Orice, dar nu apă, ok? Toaleta. Noi la țară noi nu prea obișnuim așa. Toaletă în caz, da, o baie, da, dar toaletă în caz nu aș accepta. Pentru că aici mâncai, aici mă căcai. A, e grasă, mămica. Nu, no, e ca mine, cochetă. Nu, no. Eu de-astea nu am nici în pod. A, mușama pe masă, nu. Eu sunt la țară, dar n-am mușama. Vai, nu, platouri la butelie și la gunoi. Parcă n-am avut așa ceva în viața ta, mă, femeie. Frățiorii mei. Frățiorii. Aia era sticla de Pepsi. Frățiorii mei, nu. Uitați acolo, Pepsi Max original. Sticla aia neagră de Pepsi. Vai, aici eu nu accept. Pută. Dar ca mine ieșită în evidență. Eu din totdeauna mi-am dorit o căsuță mică, modestă, dar să fie bogată. Noi suntem familia Bălan. Atunci udeți banii. Și pe parcursul căsniciei avem împreună doi copii. Aura și Valentin Aur. N-ai 100 de copii? Aș fi la lel mamier. Numele meu este Elena și am 34 de ani. Opa, mai mică ca mine. Lucrez ca menajeră clădire la o bancă de 5 ani. Menajeră de aia nu se poartă ca mine. Pe să-i trezești pe copii la ora 6:50. Apoi să le spui copiilor să meargă la baie să se spele pe față și pe dinți. Ce e obligatoriu zilnic? Lasă că mai trece o zi să nu se spele. Ce, la baie repede. Sandwichul lui Valentin pentru școală și nu uita de sticla cu apă. Vai, copilul ăsta ia sandwich la școală și apă? Vai, nu se poate. Fetele mele sandwichuri de... Pe de aceea fetele tale zuc 100 de basuri de suc să facă cancer sau ce? La grădiniță fetele mele n-au luat pachet țălți sau apă. Păi fetele mele îmi dau cu sticla în cap. Deci chiar îmi pare rău de copiii ăștia. Ei, chiar copiii ăștia suferă pentru părinți. Deci nu, vede la un copil un suc și îl să bea apă. Nu vreau. Eu toți banii o să le dau la copii. Deci nu, nu apă. Deci chiar nu mai... Asta chiar e nu apă. Nu glumesc. O să citesc. Vai să vadă fetele mele regulamentul ăsta. Sper să nu facă mama de schimb să le dea apă și sandwich. Deci aici chiar i-ar răspunde fetele. Nu-i nici acasă nu mâncăm sandwich. Să-l întâmpin pe Valentin când vine de la școală. După aceasta să-l îndrum să meargă la baie să se spele pe mâini. Da, tot cu baia. Frățiorii mei sunt obsedați oamenii ăștia de baie. Dom'le, ce o să facă la mine că la mine face la lighea? Eu am 4 lighene, nu am 2 băi. Dar ai bine să ducă lighea să-i bani să soardă puii mei. Adică, serios. Sper să se simtă bine că am 4 lighene. Regulamentul mi s-a părut foarte strict. Nu mi-aș dori stilul ăsta de viață și, pe de altă parte, nici la dușmanii mei stilul ăsta de viață nu l-aș dori. Depărtare. Cum? Mai cum? De la Miami. Da? Ai auzit de Miami? Nu ai auzit? Cine e ăla? Să fiți serioși. Cine e ăla? America, sunteți în America? Da, nici tu n-ai auzit. Nu mai vine mami din America. Nu, mami nu e în America, e în România. Nu, sunt dintr-o comună de la Sătioara, județul Vâlcea. Județul Vâlcea, da. Nu mă întreb ce am și eu, băieți, fete. Ce aveți dumneavoastră? Nu ești curios? Ba da, e curios, dar am 8 copii. Să vă trăiască. Nu. N-ai 1000 sau ce? Am 2 fete, Valentin. Să le dea sănătate. Am una în clasa 10, Ana Maria, și una în clasa 9, Simona. Da. De ce ești așa mai închis, așa? Fetele mele sunt zâmbărețe. Ba da, e și ea, dar bine de energie, de viață. Vreau să te văd mai veselă. Cât mai mult. Uite, să fii ca mine așa, numai veselă. Și Tălică, Valentin, ia uite-te la mine. Vom fi veseli? Da. Yes, vom fi veseli. Da. Ok, gata, suntem veseli. Da. Comparativ cu fetele. Asta stă cumva pe parchet. Uite, cred că o să-mi fie aici episodul. Scuzați-mă că n-am văzut. N-am văzut până la capăt. Deci o să fie aici episodul ca văzut pentru aceste video. Dacă v-a dat un mare like. Scuzați-mă că n-am putut să rămân pe tot. Da. Revedem data viitoare. Pa, pa.